Am plecat cu Vadim, adică acesta nu este primul caz. Am mai fost cu vreo 3 luni în urmă cu prietenii mei la 0.33. Din păcate nu am putut să intrăm din cauza că nu ne-a permis paza și chiar am chemat poliția. Chiar mi s-a părut că în 3 luni de zile s-au făcut ceva schimbări, dar din păcate nu s-a întâmplat și nu m-am intrat pe pragul localului și a ieșit, nu chiar paza, paza nici nu era, a ieșit barmanul și a spus că nu se permite, nu motivat în general din ce cauză, adică nu se permite să intrăm în local. Evident că primul obstacol a fost acele scări care erau practic Alexandru nu avea să treacă singur fără ajutorul meu. Și, în fine, am trecut noi acele scări împreună și am ajuns deja la două ușă când deja s-a apropiat o persoană care prima am aflat că este barman, care ne-a spus că nu puteți să intrați. La întrebarea mea de ce nu puteți să intrați, zic, nu puteți. El mi-a răspuns că nu puteți să intrați. În fine, a explicat că este un loc public, noi suntem persoane egale și Alexandru, chiar dacă este căriucior, are dreptul și el să se vrească cu cafea într-un loc public, să asculte muzică și așa mai departe. La care a spus că nu, niciun caz, și într-un caz nu aveți dreptul ca să mergeți să intrați în acel local. Adică am spus că schimb poliția și am spus chemați, poftim, nicio problemă. Adică nu le-au fost frică că se va schimba ceva în prezența lor? А так с кем он в полиции? Твоим лоб публиком, ну, не кажется. Как кем в полиции? Poliția a venit în jur de 10 minute. Păi, cum a tras atenția, parcă se știau de acum, nu știu, adică e drept, nu, dar se vedea că se cunoaște unul cu altul și a spus că polițiștii, singurii polițiști, au spus că acesta este un loc privat, nu puteți intra, noi nu putem, adică, nimic să facem, dacă doriți, putem mâine vă. Adică mâine vă telefonăm, o să veniți la sector și o să scrieți plângerea. Umor. Ce bătari? Dar să ne dați un act ceva la mână, Alexandru. Adică nu sunt doar să ne... Am cu mâine la sectorii. Dar până la importanță, ăsta e loc public. Care e problemă?
Краел ще не умовши ще. Всім дуже воно, Андрій. Стайлок публік, а стай локал. Нар імпортанців, нар імпортанців. А стайлок публік. Йо нам отратано градала німі. Да пусин, да пусин ли стрикти кари пин. Пин жудяка тут у нас раз демонстрации еще есть. Есть демонстрация, да. У нас и в Ашпоне каполице снова. Кюнут вела ними но градзе, шо стей локал, а стей лок публик. Ксин, înțelegi, sunt reguli care scris în registrație. Discriminare și așa mai departe, este pin judecată, nu mă să faci, absolut. Păi noi am moment nu putem să facem nimic, absolut. Voi puteți vă duci la loc de la registrat. Deci nu putem să impunem pe noi și găsăra să-i bate. Noi aici că zvinim și să-i punem găsăra și să-i voi și să-i înțelegească. Care a fost reacția poliției să le povestiți cazul ăsta? Prim, șoferul care era la echipajul automobilului de la 902 l-a cunoscut pe Alexandru. Adică te-am înțeles, Alexandru, el a fost și la chemare 3 luni urmă, pentru că și atunci Alexandru a chemat poliția, dar ei nu au întreprins nimic. Ei, prima reacție a fost, băieți, poate vă duceți în altă parte. Adică, poate vă duceți să vă distrați în altă parte, ca să fel, ca să nu le facem probleme nici la club, dar nici lor. Noi am spus că noi nu vrem în altă parte, noi suntem aici și vă rog să constatați faptul că nu ne-ți permite să intrăm în club. Am început să suștem la polițiști, vă rog frumos, faci ceva ca să ne-ți permită. Ce nu ne-ți permită? Cel puțin acum puteți face ceva ca să ne permită să intrăm în club sau nu? Care... Poliția, care a fost intervenția polițiștilor? Adică a venit intervenția... să vă permită intrarea sau? Intervenția polițiștilor a fost una foarte joasă. Domnul Vadim, acum la un moment nu putem noi să facem nimic. Este inspector sector că rămâne în subie, o să care și... Cred că nici el nu a să facă nostru și în... Scuzați, dar asta e situația, pur și simplu, pur și simplu îmi purcerniciți că să facem așa ceva. Băieți, fără supărare. Nu, nu, problem, da. Mă ne plăce oră. Mă ne plăce. Mersi. Sărbă frumos. Adică nici poliția nu v-a ajutat ca să puteți intra în local? S-a primit că ei nu m-au... S-a primit așa că am sunat sau n-am sunat poliția, oricum, niciun efect nu a dat. Din partea poliției chiar am fost șocați, pentru că când am ascultat astfel de replici din partea poliției cu voi în dreptate și aici este un local privat și cei proprietari localului vor vă primesc, vor nu vă primesc, asta... Practic, faptul că ați chemat poliția s-a anulat cu zero. Faptul că am chemat poliția s-a redus la zero, cel puțin poliția n-a fost, nici n-a constatat faptul, nu ne-a numat nouă nicio foaie, nicio formular prin care se confirmă că nouă nu ni s-a permis să intrăm în... Eu nu cred că trebuie să fie diferență la persoană cu dizabilități sau nu, adică... Suntem toți oameni, adică n-are importanță, este persoană în scaun rulant sau nu e persoană în scaun rulant. Avem fiecare drepturi egale și dreptul să intrăm în loc public și să ne odihnim în local, să bem cafea, servim o bere.